Bună ziua! Bună ziua! Reclam deschisă ședința ordinară din 15 aprilie 2024. Facem prezența. Ana Ileana. Prezentă. Agapi Alexandru. Prezent. Andrumache Nicolae Tudor. Botezată Maria. Prezent. Ujor Marcel Dumitru. Prezent. Cincoieșu Gheorghe. Prezent. Dobor Sergiu. Prezent. Dobrea Costel. Doinez Jenica prezent. Dumitru Mihai. Prezent. Jilcu Adrian. Prezent. Jitaru Adrian. Prezent. Maxim Miluță. Prezent. Onorarul Marian Dorin. Onorarul. Corchean Emuț. Prezent. Pașcu Apodolor Elena. Popescu Carmen. Prezent. Sergentul Adrian. Prezent. Doamna Sticlanu, prezent. Zarzu Ciprian, prezent. Astimat Adulache Nicolae Tudor. Prezent. Pe hol. Uite, la vedere. Moraru. Pașcu Apomoloi. Este și ea, vine la ușă. Uite. Prezent. Coral. Coral, atât. Cunoașteți proiectul ordin de zi din convocare cu suplimentarea propusă? Da. Sunt observați la ordinea de zi? Dacă nu sunt observați, supun la vot. Cine este pentru? Ordinul online. Ana Ileana. Pentru. Agapi. Alexandru. Pentru. Domnul Bujor Marcel. Pentru. Domnul Moraru. Înainte de a intra în ordinea de zi, dacă sunt observații la procesul verbal anterior, respectiv procesul verbal al ședinței extraordinare din 8 aprilie 2024. O secundă, ați uitat să mă strigați, dar pentru Orhean. Mulțumesc. Domnul Orhean. Mulțumesc. Dacă nu sunt observații la ședința extraordinară, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Ana Ileana? Pentru. Agapi Alex? Pentru. Domnul Bujor Marcel? Orhean Ionuț? Pentru. Domnul Bujor? Pentru. Intrăm în ordinea de zi la primul punct. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local consolidat de venituri și cheltuieli al municipiului Onești. În urma analizei costului de execuție s-a constatat că la anumite capitole de venituri s-a înregistrat o creștere a gradului de încasare, ceea ce a dus la depășirea acestora față de estimarea inițială. Ca urmare a acestei situații, în vederea reducerii gradului de îndatorare a municipiului Onești, se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli în scopul achitării integrale a proiectului din contract de municipiul Onești la Unicredit Siria. Față de cele menționate, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Raport de specialitate la proiect de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Discuții în marginea proiectului? Avem și un amendament aici, am să-i dau citire, ținând cont de prevederile articolului 3 roman 1 din ordonanța de
aprobat 31/2024, având în vedere nota de fundamentare întocmită de Direcția Generală de Dezvoltare Locală, Serviciul Tehnic Investiții, prin care se solicită modificarea listei de investiții în vederea includerii sumei de 910.000 lei din fonduri nerambursabile, sumă care se va asigura din prefinanțarea neutilizată la data de 31 decembrie 2023 și care face parte din excedentul bugetar rămas la finele anului 2023. Astfel, se propune, se modifică anexa 1 conform anexei 1 la prezentul amendament și de asemenea se completează anexa 2 din lista de investiții de anul 2023, având ca sursă de finanțare bugetul local și fondul nerambursabil conform anexei 2, care face parte din prezenta hotărâre. Față de cele menționate, propunem aprobarea amendamentului în forma făcută. Discuții? Vă rog, domnul Zarzan. Am o întrebare. Acest surplus de venituri față de bugetul votat pentru 2024, de exemplu, la impozit clădiri persoane juridice, 1.100.000 sau încasat 1.235.000 în plus. Este adevărat? Sunt evidențiat în... Asta le-am văzut. Sunt asta înseamnă un 15... Eu nu spun că e rău. Acum vreau să mă lămuresc asupra unui aspect, dacă inițial s-au estimat greșit aceste venituri. Pentru că o crește de 15% la impozitul clădirii persoane juridice, iar la persoane fizice cu 30% e mai mult. Nu spun că e rău. Domnul Bușoară, vă rog să închideți microfonul. Este dacă nu cumva estimarea a fost greșită la început. În condițiile în care s-au încasat în prima parte a anului cu 10% acea bonificație, 10%. Pot fi decizii care ale contribuabililor care se modifică de la zi la, de la an la an și drept urmare anul ăsta poate au disponibilizat mai mult în această perioadă decât în, nu știu, altă perioadă. Acest poate nu știu dacă e ok. Rezultatul e... Care, dar totuși 30% mi se pare foarte... Repet, e bine că s-au încasat mai mult. Dar întrebarea mea e doar atât la estimarea bugetului. Răspunsul este că nu au fost estimate greșit. Nu cred că procentele sunt la nivelul sumelor astea, nu cred că procentele sunt un indiciu, un element de referință. Poate bugetul de anul viitor. S-a luat în calcul bugetul de anul trecut și anul ăsta s-a încasat mai mult. Deci când s-a făcut bugetul la începutul anului, îmi cer scuze că am intervenit, când s-a făcut, dar vorbesc în cunoștință de cauză, bugetul s-a făcut raportat la încasările de anul trecut, cu inflația de rigoare. Și asta, anul ăsta s-a încasat mai mult, oamenii... Eu am citit de bugetul pe 2024. Păi da, dar când s-a făcut bugetul pe 2024, s-a făcut cu o estimare, raportată la nivelul anului trecut. Că anul ăsta oamenii, bun, apar și sume neprevăzute. Voi vinde o clădire. Avem o situație în care dacă se va vinde un teren important, va crește bugetul, de nu o să-mi vină să credem ce sume vom încasa. M-a referit doar la impozit pe clădiri și teren. Da, impozitele sunt care sunt datori și în momentul în care vând o clădire sau ceva, sunt nevoiți să achite ca să poată vinde. Lucruri care nu le poți estima cu un an la începutul anului cine și cum își achită datoriile vechi. Pentru că noi avem din casat datorii vechi din anii următori, n-ai cum să le încasezi decât prin executări sau în astfel de situații. În momentul în care sunt obligați să-și achite, să vândă o proprietate, atunci își achită. Am avut în fiecare an situații de felul ăsta. Nu-i prima dată. Și n-ai cum să-l estimezi cine și cum are de vândut ceva. Da, totuși 30% mi se pare mult. Ok, mulțumesc. Votăm amendamentul. Cine este pentru? Mă scuzați. Vă rog, dacă vreau să ne spun. Aș vrea să vă anunț că nu particip la vot la niciun moment dintre proiectele de pe ordinea de zi. Mulțumesc. Există un internet care are și acasă. Supunem la vot amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Ana Ileana? Agapi? Pentru. Domnul Bujor? Pentru. Orhean Ionuț? Pentru. Domnul Oraru? Doamna Anei?
De acum discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Ana Ileana? Pentru. Agapi? Pentru. Bujor? Pentru. Orhean? Pentru. Moraru? Trecem la proiectul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de închiriere asupra unui bun imobil, proprietate privată a municipiului Onești. Domnul secretar, vă rog. Având în vedere adresa înregistrată la Registratura Primăriei prin care se comunică încetarea activității comerciale IF Hangano Valeria și continuarea activității IF Hangano Valeriu, întreprindere individuală, prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea transmiterii dreptului de închiriere asupra unui imobil, proprietate privată a municipiului Onești, respectiv modulul 14, situat în municipiul Onești, centru comercial Piață, în suprafață de 10 metri pătrați, pentru desfășurarea activității comerciale. Față de cele menționate, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentant Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Discuții marginea proiectului, dacă sunt. Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Doamna Anei? Pentru. Agapi? Pentru. Bujor? Domnul Bujor? Pentru. Orhean? Pentru. Moraru? Trecem la proiectul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rambursării integrale a creditului contractat la Unicredit Bank de către municipiul Onești. Domnul secretar, vă rog. În urma analizei de specialitate efectuată, s-a constatat că există resurse financiare disponibile pentru rambursarea integrală a creditului încheiat de municipiul Onești cu Unicredit Bank. Contract încheiat în anul 2006, cu cadență în anul 2026, ridicând astfel datoria publică a municipiului Onești. Față de cele menționate, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentant Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Domnul Zarzu, vă rog. Am o întrebare. Care este câștigul la comisioanele care le câștigăm prin plata acestui credit? Și dacă n-ar fi fost mai util să păstrăm acești bani pentru cofinanțări de viitor. Domnul director. Dacă îmi permiteți, domnul președinte. Foarte interesantă remarca domnului Zarzor, care era consilier și atunci când am aprobat creditul, a fost președintele de ședință, a fost cel care a semnat actele de aprobare a creditului, ca președinte de ședință. Creditul ăsta care ne-a înorocit o grămadă de oneșteri băieți. Că la voi a fost la PNL, pe tot timpul ăsta conducerea termonului. Pe voi ați lăsat o grămadă de oameni pe drumul și acum vă plângeți. Domnul Cipoleș, să vă spun ceva. Acest credit, fi rușine. Acest credit a fost făcut de cine? Puteți spune de cine? De cine a inițiat proiectul? Actele au fost semnate de președintele de ședință Zarzu Ciprian. Scoateți actele să vă uitați. Da, e greu să uitați, că sunteți consilier de jumătate de secol și da, vă mai lasă memoria. Și probabil veți mai fi, că voi la PNR folosiți tineretul doar în campanie, că restul sunteți voi. Puteți asculta o secundă? Haideți să spun că domnul Cipoșoare are numărul ăsta. Dar e treaba mea creditul și papa asta nu le scoase din margine. Haideți să vă spun cum a fost, ca să clarific o dată pe domnul dumneavoastră, poate înțelegeți dumneavoastră domnul Cipoșoare. Nu uitați că eu eram ăla care vă spuneam în sediu ce să faceți cu creditul. Așa că aveți grijă de ce ziceți că sunt și eu în sala. Foarte bine, mă bucur. Sper să vă mai amintiți. Pentru partea de jos, dacă trebuie să răspund domnului, vă rog să le. Nu cred că și-au loc discuțiile astea. Bașau, tocmai bașau. Pentru că acel credit pe s-a făcut pentru a continua proiectul inițiat de PSD în 2002 pentru terenificarea orașului. Sumele respective nu au ajuns pentru partea de jos, partea Mărășești și partea de după pod.
Ni s-a pus în balanță două variante. Să lăsăm partea de jos fără termoficare și să meargă termo cu 1 milion de euro pe lună pierdere, sau să facem o investiție de 5 milioane de euro astfel încât să se facă termoficare. Între două rele, ce puteați alege, domnul Cimpoieșu? Să dăm 5 milioane de euro la termo care era a Consiliului Local și trebuiau plătite, sau să investești într-o soluție? N-ați investit într-o soluție, ați investit în niște fiare vechi. Domnul... care după ce ați preluat președinția termonului prin directorii generali, ați scos în stradă o grămadă de oneșteri. Mai suntem unii care ține minte. Înțelegeți? Mai știți câte executări silite ți-a avut cu termonul, câți oameni plângeau pe la uși? Nu mai țineți minte? Vă amintesc eu, domnul Zahar. Și doamna Pașcu, care nu stăcește acolo, dar era lângă dumneavoastră atunci. Vă faceți acum că uitați, că aveți nevoie de oneștei. Pupați-i acum. Dacă îi scoteați în stradă din casă, nu aveați nevoie de ei. Dar cine i-a scos? Că de la termon, toate actele sunt semnate de PNL. Conducerea termonului a fost asigurată de dumneavoastră, de PNL. Domnul Cipriu, vă rog să vă opriți. Și vă rog să continuați discuția asta în alt loc, în Consiliul Local. Păi, dar nu putem să... Eu doar am o întrebare economică, atât, nimic altceva. Deci atât trebuie să desfășoare civilizat. Ok. Nimic altceva. Bun. Civilizat. Dacă nu mai sunt alte discuții. Bun, acum am și o mică completare. 5 milioane la ea sunt, de fapt, 9 milioane jumate, 9 milioane și 600. Pentru acuratețe. Au fost două credite, unul 2006, unul 2011, care l-am terminat acum 2 ani. Apoi a fost un credit de 3 milioane care l-am încheiat acum 2 ani. Asta e ca plătiți și... bubele PSD-ului. Nu mă face să intervin și eu, că știm cu toții cine a condus termonul și... la cine a fost termonul tot timpul. Termonul a fost inițiat, nu de PNL. Cui s-a plătit cu termonul? Cui s-a plătit niște poliții cu termonul, niște datorii? Prima, dacă stăm acum să o vedem și a distrus orașul ăsta, păi da, înseamnă că ar trebui să dezgrobăm toți morți. Eu zic că trebuie să ne raportăm la prezent. Și să încercăm să facem lucrurile, ok? Eu zic că ar trebui să vă opriți doar la mortul termon, da? Că ați făcut destul de rău cu asta. Mai stați și mai liniștiți. Faceți dumneavoastră bine, domnul Cimpoieșu, vă lăsăm. Haideți să depășim momentul și să trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Să abține cineva? Să mai spus supărul la bine. Sunt domnul Cimpoieșu. Doamna Andrei. Pentru. Domnul Agapi. Pentru. Domnul Bujor. Domnul Orhean. Domnul Moraru. Pentru. Moraru nu. Da, vă răspund. Da, și eu, domnul Orhean. Și Orhean, da. Pentru. Trecem la proiectul 4. Nu întreba domnul Ciprian ceva și n-a... Pentru, am răspuns. În primul rând, economisim dobânda. Este destul de mare, nu-i mică, undeva, cel puțin 150 de milioane de ani, cel puțin. Bun, poate n-ar conta sau nu. Iar la punctul 2, referitor la cofinanțări, da, avem bani de cofinanțări. Și dacă ne vom împotmoli undeva, avem oameni care ne sunt aproape și cu siguranță vom mai primi sprijin și în viitor. Consiliul Județean, cred că deja... e cele că ne-a ajutat. Nu ne punem baza în guvernul PNL, că am avut experiențe cu guvernul PNL în anii anteriori. La Consiliul Județean ne-au sprijinit și sunt lucruri palpabile. Și la proba contrarie... Și cu sprijinul Consiliului Județean. Și cu sprijinul Consiliului Județean. Să nu-i dau normal, normal. Doar că majoritatea e PSD. Și puteți și voi. Ultimul proiect pentru Orești, cum a votat consilierul PNL sau de la Jucă? Domnul Cepușcu, am momentul. Trecem la proiectul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor financiar pentru aprobarea acordării unui sprijin financiar veteranilor de război, veteranilor și vădurilor de război care domiciliază în municipiul Orești cu ocazia zilei veteranilor de război pentru anul 2024. Domnul secretar, vă rog. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune acordarea unui sprijin financiar în valoare de 1.000 de lei persoană veteranilor de război, vădurilor de război și vădurilor de război, de pe raza municipiului Onești cu ocazia zilei veteranilor de război pentru anul 2024, care se celebrează anual pe data de 29 aprilie, dată stabilită prin hotărâre de guvern. Față de cele menționate, vă supuneți spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre.
Raport de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul listatul comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Doamna Anei? Pentru. Agapi? Bujor? Domnul Bujor? Pentru. 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 Am auzit domnul Bujor. Domnul Orchean? Pentru. Domnul Morar? Pentru și domnul Agapi. Bine, mulțumim. Trecem la... Depășim proiectul 5, trecem la proiectul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de cooperare în municipiul Onești cu Universitatea Vasile Alexandrii, Bacău, Societate Culturală Științifică Vasile Alexandrii, Bacău și Uniunea Scriitorilor din România, filiala Bacău, în vederea realizării în comun a proiectului de Uniunile Culturale Alexandriada, ediția 8-a. Inițiator Gil Poadean, viceprimar cu atribuții de primar. Domnul secretar? Primăria Municipiului Onești a lansat provocarea unei întâlniri constructive între oamenii de cultură, scriitori, critici și istorici literari, cadre didactice universitare și alții, pe de o parte, și aspiranții la statutul de creator de arte ori de comentator al actului artistic, pe de altă parte, având ca numitor comun viața și opera lui Vasile Alexandrii. Municipiul Onești, Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău, Societatea Culturală Științifică Vasile Alexandrii Bacău și Uniunea Scriitorilor din România, filiala Bacău, vor coopera în vederea realizării proiectului în condițiile legii. Această colaborare are la bază un acord de cooperare și un scop de interes public. Față de cele menționate, vă supunem scăderii, dorare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Raport de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Doamna Anei? Pentru. Domnul Agapi? Pentru. Domnul Bujor? Pentru. Domnul Orchean? Pentru. Domnul Moraru? Proiectul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului angajament de modificare a poziției obiectivului față de amplasamentul propus, de a elibera amplasamentul și sau de a realiza condiții de coexistență ale obiectivului, precum și de a respecta termenii și condițiile stabilite de operatorul de rețea în baza fișei de coexistență / studiul pentru eliberarea amplasamentului realizat pentru construirea a două blocuri pentru tineri pe strada Culturii în municipiul Onești. Domnule secretar, vă rog. În vederea realizării proiectului construirea a două blocuri pentru tineri pe strada Culturii din municipiul Onești, prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea semnării unui contract de angajament între municipiul Onești și operatorul de rețea de energie electrică, ce va fi un angajament de modificare a poziției obiectivului față de amplasamentul propus, de eliberarea amplasamentului și realizarea condițiilor de coexistență cu suportarea cheltuielilor de la bugetul local sau din alte surse legal constituite. Față de cele menționate, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentant Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Că fac o abținere. Ana Ileana? Pentru. Agapi? Pentru. Bujor? Domnul Bujor? Pentru. Orchean? Pentru. Moran? Pentru. Am auzit domnul Bujor. Proiectul 8.
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor reglementări pentru buna organizare și funcționarea clubului sportiv Sport Club Trotșunești. Domnul secretar. În considerare faptul că președintele clubului sportiv Sport Club Trotșunești a avut încheiat un mandat de management pe durata determinată, pe durata mandatului primarului din Trotșunești, pentru buna organizare și asigurări continuității funcționării, Clubul sportiv amintit, prin prezentul proiect de hotărâre, se propune modificarea unor reglementări stabilite prin hotărârea de Consiliul Local anterioare. Față de cele menționate, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Raportul de specialitate la proiect de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisia numărul 1. Avis favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Discuții pe marginea proiectului. Domnul Zazu. Da. În contractul de management, care oricum se spune la ce dată a fost încheiat, la articolul 3.1 se spune așa. Prezentul contract de management se valabă pe o rată determinată, rata mandatului, în virgulă pe rata mandatului pe rata în funcție, începând cu data de. În proiectul de astăzi, articolul 3.1 sună așa. Prezentul contract de management se valabă pe o rată determinată, la 5 ani, începând cu data de. Cred că, în mod normal, a trebuit să fie un articol 3.2 prin care a trebuit să se prezeze că la expirarea termenului prevăzut articolul, conform articolul 3.1 din contractul de management inițial, prelungirea cu maximul 3 luni până la scoaterea lui la concurs. Adică contractul creșterii acestui club, dacă este legat de mandatul primarului, a trebuit ca 3 luni de zile să mai aibă mandat, după care să se dea concurs. Eu așa zic, ar fi normal. Nu să prelungim acum cu 5 ani, fără o dată stabilită. Dar nu îl prelungim acum. Poftim? Nu îl prelungim acum. Deci contractul de mandat, contractul de management... Se modifică, scuzați. A fost terminat al actualului președinte. Și urmează să organizeze concurs. După 3 luni de acum. Nu. A încetat mandatul. A încetat mandatul. Contractul este încetat. Da. Pe perioada până la organizarea concursului va fi delegat o persoană din cei care sunt angajați la club pentru a exercita și atribuțiile de președinte, pentru că nu putem să lăsăm vid legislativ să nu fie un reprezentant legal al acestei instituții până la organizarea concursului și urmează să se organizeze concursul. Și acum venim în fața dumneavoastră cu o propunere de modificare în așa fel încât să fie pe o durată clar determinată contractul de mandat. Din punctul nostru de vedere juridic, contractul de mandat nu trebuie să aibă nicio legătură cu mandatul primarului. Nu sunt, pentru că se organizează concurs. Perioada este determinată. Determinarea acestei perioade o stabiliți dumneavoastră. Noi am venit cu o propunere de 5 ani. Așa cum, prin similitudine, aceeași durată, spre exemplu, avem pe managementul de la spital sau orice altă instituție. E o perioadă pe care noi am estimat-o, dar se dă concurs. Fără niciun fel de problemă, se dă concurs. Contractul de management a încetat. Iar durata aceea de 3 luni am pus-o ca o măsură de siguranță în situația în care după un concurs sau după al doilea nu se ocupă. Exact. Și apoi să avem asigurarea necesar, să perioadă de interimat. De conducere. Dacă nu vă sunt discuții, vă rog. Eu m-am rugat la ședințele anterioare să fie prezent și persoana care conduce acest club, dar să răspund la niște întrebări, dar... N-am dat persoană care conduce acest club la acest moment. În acest moment, dar anterior era și n-a venit. Nu pot să spun. Am să pune și întrebări, poate mi le răspunde cel care ține locul. Măcar să ne fi prezentat un raport de activitate, așa ar fi fost. Măcar o situație a ceea ce se întâmplă la club, care este scopul și obiectul de activitate mai exact a clubului. Știm că sunt 3 secții, dar nu știm cât sportivi sunt, nu știm ce activitate au, nu știm ce concursuri sunt, nu știm nimic. Care sunt disciplinele trecute în CIS, în certificatul de identitate sportivă? Nu știm. Câte acțiuni promovare au fost până acum pentru acest club, ca bilul copiii, părinții să îndrume spre această identitate sportivă? Iar nu știm. Dacă se va urga... Câți copii sunt, câți copii sunt înregistrați la acest club? Nu știm. Și care sunt obiectivele și managementul viitor? Care iar nu știm. Deci nu știm foarte multe lucruri despre acest club și mai pun o întrebare conexă. Care este sprijinul financiar și material acordat de primărie pentru celelalte cluburi? CSM, CSS și cele private?
Dacă ne puteți răspunde domnul viceprimar cu atribuții lui primar. Am să rog pe doamna director să vă răspundă. În ceea ce privește atribuțiile și modalitatea de organizare a clubului, v-am spus un pic mai înainte că la acest moment nu avem un președinte, s-a încetat mandatul, motiv pentru care fostului președinte putem să-i cerem, dar nu știu dacă ne răspunde la solicitări acum, având în vedere faptul că și-a încetat mandatul, urmează să scoatem la concurs. Și dacă se va desemna un candidat câștigător, o să solicităm să ne răspundă punctual la informații. Cu privire la finanțarea celorlalte cluburi, eu cred că această finanțare se face tot prin hotărâre de Consiliu Local, hotărâre de Consiliu Local care au fost aprobate de dumneavoastră, ceea ce înseamnă că toate informațiile și documentele au fost prezentate de dumneavoastră. N-am acum o evidență exactă a bugetului acordat pentru aceste cluburi. Îmi permiteți, domnul președinte, să... Vă rog. În primul rând, am înțeles că ați întrebat despre ce club, ce secție are clubul respectiv. Păi, dar ați întrebat, ați zis că nu știm ce secții sunt. Păi, dacă mai sunt și altele. Nu, urmăream online. Poți să fiu și online, poți să fiu și... Deci, pe lângă cele trei, vreau să știm acel CIS. Păi nu știu. Două secții erau oficial și a treia secție o asigura pro bono directorul, neavând în fișa postului, dar o făcea pro bono a treia secție. Referitor la finanțarea clubului, care este clubul nostru și prin lege putem să-l finanțăm, e una, și finanțarea altor cluburi, nu prea știu. Știu că nu prea avem cadrul legal să finanțăm alte cluburi. Ne-am mai lovit de probleme și de acțiuni și n-am găsit cadrul legal să facem acțiuni împreună, da, finanțare. În general, finanțările altor cluburi, mai ales cele legate de fotbal, s-au terminat la DNA, din câte știu eu în istoria României. E un pic delicat finanțarea altor cluburi. Clubul nostru este clubul nostru care face parte din apanajul primăriei. Dacă mai... Am sărit ceva, vă rog să O precizare doar. Trebuie să știți că acest club are statutul de instituție de drept public. Așa este scris, așa sunt înscrise mențiunea în registrul sportiv. Cu finanțarea de la bugetul local. Da. Ne propunem ca mandatul să fie de 2 ani, în moment dat, dacă se vede. Din păcate ce? Ședințe. Doar cele care țin de greșeli gramaticale sau, eu știu, erori materiale. Dar amendamentele se depun până la începerea ședinței și înscris în formatul pe care dumneavoastră l-a stabilit în regulament. Dacă îmi permiteți, domnule. Păi și un manager în 2 ani de mandat, ce poate să facă? Și așa, ai o problemă la 4 ani, dar în 2 de ani de mandat, ce poți face? Că nu poți face mai nimic. De-abia pui lucrurile la punct. Dar de câte ori a spus noastră manager de proiect, ca să știți, doamna? Dar stați liniștit. Stați liniștit, că așa am câștigat. Stați liniștit. Ce să facem? Bun. Dar vreau să discuți de celălalt. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Doamna Anei? Pentru. Domnul Agapi? Pentru. Domnul Bujor? Pentru. Domnul Orchean? Pentru. Domnul Morar? Revenim la proiectul 5, proiectul de interes local. Dacă se înscrie cineva? Domnul Zazu? Vă rog. O propunere, dacă se poate, legat de ora târzie a ceasului teoriei care cântă și noaptea, deranjează pe cei din jur. Dacă s-ar putea o variantă să fie auzit doar cursul zilei, nu și noaptea. Deci sau de noaptea cântă, ziua este ok, seara este ok, dar totuși noaptea
Dar n-ai cu ceas, dar până acum n-am cântat. Ceasul ăsta. Asta până acum n-a fost interes. S-au trezit unii să le arate oniștenilor să mimeze că le pasă. Că ceasul ăla, de când ați început mandatul, la fel face și noaptea. S-a modificat cumva tonalitatea, să nu trebuie. Pentru că trebuie un păs și un anul meu. O să transmită la cei de la serviciu tehnic. Și speranța mai fost să le înțelegător care sunt în aceea situație și au încălmediat unul. Alte discuții? Dacă nu mai suntem de cam închis ședința de astăzi, vă mulțumesc pentru că v-ați plăcut.